Dragii mei, în această împrejurare, în seara aceasta, o să ne ocupăm de unul dintre cele mai des citate texte, dar o să-l citim în această seară în contextul în care a fost scris, și anume în 1 Petru, capitolul 5. De aici vom citi începând cu versetul 8. Acolo unde Scriptura spune, fiți tregi și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Textul este foarte cunoscut, este citat adesea în tot felul de predici, dar rare ori în viața mea l-am auzit citat în contextul în care e scris el aici. Adică să fiu treaz și să veghez la ce anume, la care aspect anume. Atunci când vorbim la modul general, însemnează tot și tot și nimic în același timp. Cuvântul lui Dumnezeu este specific și ne spune în aceste versete și noi nu trebuie să ne depărtăm, putem să extindem aplicarea unui text, dar nu trebuie să ne depărtăm de contextul în care a fost el scris acolo, în primul rând. Apoi putem să mergem și în alte părți. Fiți treji și vegheați. În ce privință, în ce problemă apelează Scriptura aici la noi? Iată de unde vin rădăcinile acestui text. De la versetul 6, care spune, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Fiți treji în privința asta. Smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Nu știu dacă ne-am uitat cu atenție la acest verset ca să vedem că aici aceste două lucruri sunt împreună. Și smerirea și înălțarea, în același text. De obicei, când mâna cea tare a lui Dumnezeu a îngăduit să fim smeriți, atunci am reacționat și am răspuns cu amărăciune de foarte multe ori. Și a rare ori am putut să vedem prin ceața asta groasă că în spatele sau dincolo de smerirea aceasta, se găsește planul lui Dumnezeu pentru înălțarea ta. E foarte greu să fii smerit, să te smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Când suntem smeriți sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, care este reacția noastră de fapt? Am văzut tineri care s-au coborât în degradare cumplită, în fără de legi, în păcat, am văzut oameni bătrâni care și-au pierdut credința din cauza că au refuzat să se zmerească sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Nu! De ce așa? De ce pe dincolo? Uite cu tare, uite ce s-a întâmplat! A refuzat să se zmerească sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Pot să-i spun lui Dumnezeu că nu înțeleg ce se întâmplă. Pot să-i spun că m-am așteptat la altceva. Pot să-i spun lui Dumnezeu că dacă eram în locul tău, eu procedam altfel. Până acolo pot să merg. Dar trebuie să fac toate aceste lucruri într-o adâncă smerenie, nu cu un duc de revoltă luciferică în sufletul meu, ca și când pur și simplu Dumnezeu mi-ar fi dușman. E grea smerirea, așa este. Smerirea este foarte grea. Ea este însoțită de obicei de pierderi, de rușine, de boală, de suferință, de înfrângeri teribile. Asta, smerirea vine cu aceste efecte secundare asupra ei și pe aripa unor lucruri de acest fel vine zmerirea. Nu este ușor ca din omul care ești cunoscut într-o lume întreagă ca fiind omul după inima lui Dumnezeu să te declare Dumnezeu în felul acesta. Nu este ușor ca să fii un împărat care n-ai pierdut nicio bătălie, să fii privit ca salvatorul țării tale și dintr-o dată din omul lui Dumnezeu și al oamenilor de la înălțimea aceea să ajungi pur și simplu o ruină și o rușine pentru lume, să fii un David, ați auzit ce a făcut David? Nu pot să cred. Așa ceva, da. Dom'le, păi un om după stradă, un om de rând n-ar face așa nenorociri, frățioare. Dacă stăm de vorbă aici în adunare și aș întreba pe cineva, ar fi cineva dispus sau crede cineva că ar fi în pericol să facă ce a făcut omul ăsta? Cred că ne-am uitat lung și am spus, dom'le, păi ce mi-am pierdut mintea? Adică mă dedau să îmbăt oameni, să-i înșel, să-i duc acasă, le iau nevestele, să fac asta. Păi asta însemnează că nu mai sunt om. Și deja, ca oameni, spunem treaba aceasta.
Și totuși, priviți, de unde a căzut acest om? De unde a căzut? Și e una să cazi când mergi pe pământ așa, și atunci când cazi în nas, spre exemplu, cu nasul de pietre, tot rău este, și mai ales când cazi cu nasul în noroi, iar e foarte urât. Și când cazi așa, mergând pe drum, dar să cazi din vârful muntelui, cam cum arată lucrul acesta? Și totuși el scrie după experiența aceea, este spre binele meu, Doamne, că m-ai zmerit ca să învăț orânduirile tale. Este spre binele meu că m-ai zmerit. E adevărat, este spre bine, este ca un medicament, este ca o operație, este ca o injecție. Doare, dar face bine. Medicamentul este amar, dar vindecă. Și Biblia spune aici, zmeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui el să vă înalțe. Cine ar vrea, m-aș fi bucurat dacă aveam un microfon să circule puțin printre noi, dacă ar fi posibil să procurăm un microfon imediat, m-aș bucura foarte mult. Aș vrea să vă gândiți și să-mi spuneți cum credeți că se manifestă sau ar trebui să se manifeste zmerirea sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Cum înțelegi lucrul acesta? În primul rând, cum privești, ce însemnează să te zmerească, ce însemnează mâna cea tare a lui Dumnezeu care te zmerește și ce însemnează să te zmerești? Pentru că dacă te zmerește Dumnezeu, dar nu te zmerești tu, nu ți ajută la nimic. Dacă te mustră Dumnezeu, dar tu nu te mustri, ci tu te justifici pentru asta, nu ți ajută la nimic. Dacă Dumnezeu te conduce, dar nu te lași condus, nu ți ajută la nimic. E în zadar. Ce însemnează, deci cine ar putea să-mi spună, ce însemnează să te zmerească mâna cea tare a lui Dumnezeu? Puteți să-mi spuneți ce gândiți despre acest lucru, nu încercați o definiție, nu încercați cuvinte specializate, spuneți-mi așa, ce însemnează? Sunt mirat cu câtă viteză trecem peste niște cuvinte care le știm deja pe din afară, spunem textul repede și nu ne oprim să vedem puțin conținutul lor. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Ce însemnează smerirea aceasta despre care vorbește Biblia aici? Smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Frate Dorin, cum înțelegi lucrul acesta? Da. Puțin una înseamnă să te conștientizeze. Da. Ce ai făcut. Asta pe drumul consecințelor. Este de să te conștientizeze de ceea ce ai făcut sau de starea în care ești. Este foarte bine. Păi da, tu în ce stare ești dacă ai nevoie de zmerire? Cam așa se întâmplă, deci. Deci... Când sunt în postura asta, nu-l mai văd nici pe Dumnezeu. Biblia spune, el zmerește pe cei ce umblă cu mândrie. Faptul că noi avem nevoie să fim zmeriți de mâna lui Dumnezeu este semn clar că noi umblăm cu mândrie. Din cauza asta e nevoie de zmerire. Acum vreau să întreb, ai răspuns foarte bine și la subiect lucrul acesta. Crezi că este o lucrare necesară și suntem dispuși să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, ori de câte ori vei vedea necesar, zmerește-mă mai bine decât să mor. Vreau mai bine să trăiesc zmerit decât să mor mândru. Te rog, credeți că această rugăciune ar trebui înălțată în viața noastră? Păi, cum ați spus dumneavoastră, este una dintre lucrările aproape de viață și de moarte. Da. E comparat cu un medicament, dar e mai mult decât un medicament. Da. E ceea ce face diferența între viață și moarte, pentru că mândrul, numai prin șocul electric acesta lui Dumnezeu se poate... Unde duce mândria? La pieire. Mândria merge înaintea căderii. Deci când te-a apucat mândria, ce urmează? Căderea. Și ca Dumnezeu să te scape de cădere, ce face? Te zmerește. Te zmerește. Știu, nu place firii să chinuie în durerile răstignirii, nu îi place așa ceva.
Te rog. Știu că un preot ortodox spunea că, dar nu mai știu cine, cred că știți despre ce. Da, Părintele preluați Galeriu. Preluați dumneavoastră. Părintele Galeriu spunea, zice, omul smerit nu cade niciodată. Zice, el este jos de tot, nu are cum să mai cadă de acolo, de unde este. Acela e omul smerit. Zice, ăsta nu e în pericol să cadă niciodată. Dar mândria merge înaintea căderii, spune Biblia. Și după aceea am avut noi ieri un studiu foarte intens cu o grupă de frați și fratele și surori, bineînțeles, mai ales. Și fratele Dorin și cu noi toți acolo am descoperit sensul acesta că mândria este o formă de împietrire a spiritului. Așa scrie în Daniel. Zice, i s-a împietrit duhul până la mândrie. Deci mândria este o formă de împietrire a Duhului, este în domeniul spiritual. Dacă nu e tratată mândria, în ce se transformă ea? Fiți atenți că nu se oprește aici. Mândria e tratabilă. Mândria este tratabilă. Dar vine o altă etapă care se numește trufie. Trufie este un om care se ridică dincolo de mândrie și însemnează sfidarea lui Dumnezeu. Și însemnează a se înălța pe sine ca Dumnezeu. Și acolo Biblia spune așa, mândria merge înaintea căderii, iar trufia înaintea pieirii. Când inima unui om nu se zmerește sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ci se ridică la revoltă împotriva lui Dumnezeu, în condițiile acelea se produce această trufie, care vine pe două linii. Una este rebeliunea împotriva lui Dumnezeu și alta este îngânfarea celui care nu duce lipsă de nimic. Nu am nevoie nici de Dumnezeu, sunt pe acoperișul lumii. Trufia merge înaintea pieirii. Și Dumnezeu smerește pe cel mândru ca să-l scape de la moarte. Și după ce și când îl smerește, aș vrea să nu trecem în grabă aici. Vă rog să-mi spuneți când spune aici zmeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Cum înțelegem noi noțiunea asta a te zmeri sub mâna cea tare a lui Dumnezeu? A te zmeri sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Uite, ai microfonul acolo, te rog. A accepta și a sta liniștit în așteptarea izbăvirii, care vine tot de la Dumnezeu. Da. Nu cârti, a nu te răzvrăti, da, și a te ruga Domnului așa cum și după un timp, un număr de ani, cum a fost Nebucadnețar și a ricat ochii spre cer și atunci a venit mintea la loc, da, a trecut mândria și a fost izbăvit. Ai venit de la, tu acum ai venit de la negativ până la zero, deci ești la nivelul zero acum tu, dar noi trebuie să mergem la plus. Faptul că noțiunea asta de mâna tare ne face ca să înțelegem că Dumnezeu este capabil ca să ne dea putere ca să trecem și să învingem orice problemă în viața noastră și putem să fim... Dar și să ne zmerească, are mână tare de tot. Dacă e nevoie, deci noi ne zbatem, încercăm să scăpăm, dar nu, când ne-a prins, nu scăpăm ușor. Da, dar să revenim aici, uite, Monic ne-a spus că, deci, să suferim cu răbdare, să acceptăm, să nu cârtim, să nu murmurăm. Deci tu ai ieșit de la negativ, din prăpastie, ai urcat până la nivelul zero. Dă-i microfonul acum. Acum ia microfonul. Și să și mulțumim Domnului. Aoleo. Este mai greu. E mai greuț un pic, deci. Da, stai, dar îți dai seama ce vindecător este ca să spui lui Dumnezeu, Doamne, uite, de câte ori nu ne plângem noi de viață? De câte ori nu ne plângem noi? Cu sau fără vorbe? Și ne revoltăm de multe ori. Ne revoltăm pentru de ce și până unde și până când și de ce eu și de ce cu tare. Când, de fapt, noi trebuie să mergem de la acest negativ, să trecem prin zero, unde rămânem liniștiți, vrea să spună, și după aceea să mergem la mulțumire, la slăvirea lui Dumnezeu și la lăudarea lui Dumnezeu. Doamne,
Nu știu cum să-ți mulțumesc din suflet. E spre binele meu că m-ai smerit. Mă iubești, Doamne, Tu mă cercetezi, Tu mă tratezi pe mine, Doamne. E clar că ești cu ochii pe mine și mă tratezi. Nu sunt un părăsit, un abandonat. Dă-i microfonul lui Dorin, văd că vrea să ne spune ceva. Vă spuneam despre o anumită fațetă a smereniei și mă gândeam la Iov, în situația în care Iov nu este smerit în urma consecințelor păcatelor sale. Da. Smerenia poate să însemne și apropiere de Dumnezeu. Da. Și îmi mai place o anumită trăsătură care ține de gândirea ebraică, da, pe care noi nu prea o înțelegem. Iov discută cu, da, Dumnezeu, da, aproape, da, că îl întreabă și zice: Doamne, dacă aș sta de vorbă cu tine, mi-aș umple gura de dovezi și ți-aș spune ce se întâmplă cu mine. Da, da. Dar vine și gândul ăla care spune: dar totuși, chiar dacă mi s-ar topi ochii, chiar dacă starea de smerenie presupune că în ciuda oricărei aparențe, în ciuda a ceea ce trec, în ciuda a ceea ce simt, în ciuda a ceea ce nu înțeleg, da, tot în Dumnezeu am încredere. Și este un proces de apropiere de Dumnezeu extraordinar, care nu numai de la gradul, că spuneați, de la gradul 0 în sus, și de la gradul de credincios, poate să te apropie mai mult de Dumnezeu. Bun, acum care este argumentul? Aș vrea să cineva să ducă microfonul și în spate. Care este argumentul? Care este motorul, care este puterea care să ne conducă, care ne conduce pe noi la smerire, care ne dă putere să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Adică să primim, să acceptăm, să suferim cu răbdare, după care să trecem la mulțumiri, la lăudarea lui Dumnezeu și la slăvirea lui Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. Care este argumentul, de unde poate să-ți vină puterea aceasta? Cine ar avea un răspuns, îl rog să spună. De unde îți poate veni puterea aceasta ca să ajungi să slăvești pe Dumnezeu în nenorocirea ta? Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului, să ajungi să binecuvintezi numele Domnului pentru un lucru ca acela. Deci chiar pentru un lucru ca acela. De unde vine, de unde izvorăște această atitudine de a slăvi pe Dumnezeu chiar în mijlocul unei nenorociri? E chiar în text acolo, în textul acesta al lui Iov. Care este argumentul? Puterea vine tot de la Dumnezeu. Da. Mi-amintesc eu un pasaj din Calea către Hristos. Nu stăm puterea noastră să ne schimbăm nici firea, nici atitudinea, nici absolut nimic din ființa noastră. Stăm puterea noastră doar să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, eu ăsta îs, așa îs, nu-mi place de mine, dar am credința și încredințarea că Tu o să mă schimbi. Da, este clar, e clar unde te uiți. Tu te uiți la tine și la problema ta acum și ai speranță că prin puterea lui Dumnezeu vei fi vindecat. E un lucru bun. Dar ca să ajungi să slăvești pe Dumnezeu într-o nenorocire, în care te zmerești sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, de unde poate să-ți vină puterea în cazul ăsta? Din ce anume? Că trebuie să ai resurse. Cum ai spus? Din credința. Adu microfonul aici, te rog puțin. Dorina o să ne... Dar să te rog să spui, ești foarte aproape de răspuns. Ia, spune tare. Din credința care ne-o dă Domnul Iisus. Și credința aceasta, la ce se uită ea când vorbești de credința în Iisus? Când te uiți la Iisus, la ce te uiți în persoana Lui, de unde capeți puterea aceasta să ajungi să slăvești pe Dumnezeu în mijlocul încercării prin care treci sau zmeririi care a venit peste tine. Așa, dă-i microfonul puțin, uite, Monic, ia microfonul. Spune tare. Dumnezeu. La dragostea lui Dumnezeu te poți îndoi, poți să-ți permiți să pui sub semnul întrebării pe cel care ți-a dat o viață întreagă dovezi de dragoste și dacă odată n-a mai fost bine, gata, s-a terminat, atunci poți să pui sub semnul întrebării așa ceva. Nu trebuie să ne... Îmi aduc aminte de zilele acelea, scriam sau când se întâmpla lucrul acesta. Iov spune, cum de nu sunt acum ca în zilele acelea? Adică cine a fost atunci cu mine, este și astăzi cu mine și mă va trece prin valea umbrei morților. Observați că Psalmul 23 nu promite izbăvire din valea umbrei morților. Cum am înțeles noi greșit de tot. Dumnezeu ne va izbăvi. Nu! Promisiunea lui Dumnezeu este că ne va însoți prin valea umbrei morților. Adică trecem prin valea umbrei morților și avem promisiunea aceasta că ne însoțește prezența lui Dumnezeu. De aceasta trebuie să ne ancorăm noi.
Această prezență nu ne părăsește în valea umbrei morților prin care trecem. Smeriți-vă, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca, acum este un cuvânt aici care de asemenea nu pică bine nouă. Auzi, ci că la vremea lui, el să vă înalțe. Păi ia să vedem noi, să aveți microfonul pregătit, ia să vedem noi ce să însemneze Tina, să ne spui tu, ce să însemneze cuvântul ăsta in his time, adică la vremea lui și care e vremea lui și de ce la vremea lui și spune-ne câteva cuvinte pe tema asta. Nota 10. Bun. El știe când e momentul potrivit să te înalțe. El știe când ești pregătit să fii înălțat, că nu ești pregătit oricând. Dacă te înalță altă dată, în timp ce te înalță, îți apar două coarne imediat, îți cresc și îți face rău, te îmbolnăvește. Deci, la vremea lui, noi ne rugăm, Doamne, scoate-mă din situația asta, ridică-mă de aici, așează-mă pe stâncă, înalță-mă, Doamne, din locul acesta. Și Domnul spune, ți-am ascultat rugăciunea la vremea mea, la timpul potrivit. Foarte frumos ai răspuns. Dă microfonul în spate, te rog, acolo la fratele Dan. M-am lăsat și ofurat un pic de peisaj și m-am gândit la David. Vezi, înainte de a recunoaște el, zice... Până a dat la o parte persoana lui și zice, nenorocitul de mine. Înainte de subiectul ăsta, el dădea ordini, du-te, fă, el era în centrul atenției. Vine perioada când zice, el iese afară din situație, se dă la o parte, zice, nenorocitul de mine, cine mă poate scăpa? În momentul când omul rămâne... El, în centrul atenției, nu are loc nicio schimbare. Realizăm aici noi importanța faptului că Dumnezeu ne zmerește. De ce face treaba asta? Pentru binele nostru. Dacă nu e zmerirea, asta este, da, da, da. Nu are loc schimbarea. Mulțumesc. Schimbarea numai atunci are loc când omul fizic, da, cu personalitatea lui mândră, stă în centrul atenției. Mulțumesc foarte mult. Smerirea, cred că ar trebui înțeleasă, să vină microfonul aici în față. Smerirea, cred că ar trebui înțeleasă cam cum este tunsul viei. Cine dintre voi de aici, ridicat mâna în sus, se pricepe să tundă via? Nu aveți din astea. Decât vă pricepeți la mâncat struguri voi, dar de tuns vie, voi nu vă pricepeți. Da, e adevărat. Dar cine a văzut dintre voi vie tunsă? Asta ați văzut, deci. Cum arată via tunsă? E o coardă peste toată curtea așa, până în partea altă, e boltă, să zicem așa, o coardă până acolo. Și acum o vezi cu mii de corzi acolo și crescută cât toate zile și după ce a atuns-o, o tunde, îi lasă un ochi sau doi, maxim. Clip, 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 din ce era odată așa ca o pădure mergea acolo, rămâne un biet băț de-a lungul de acolo cu niște ciotulețe pe el. Plânge, bineînțeles, picură peste tot, suferă din greu. Ce se întâmplă pentru că o taie? În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune pe orice mlădiță care face roadă, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Pentru aceasta se întâmplă în viața noastră aceste experiențe. Noi le luăm ca necazuri, ca probleme, catastrofe, vai ce a căzut peste mine! Și Domnul așa zice, vai, așa este, ce a căzut peste tine, să avem puțină răbdare. Și la timpul lui Dumnezeu, El te va înălța. Sora Doina, să spuneți ceva. Da, textul acesta mai poate fi tradus și altfel. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care trebuie smeriți toată viața. Uh-huh. Și... au parte și de multe necazuri, cu toate că sunt smeriți. Putem zice că mâna tare a lui Dumnezeu sunt și necazurile. E supra, da. Dar la vremea lui el să vă înalțe. Cred că vremea lui ar putea fi tradus și venirea Domnului. Da. La venirea Domnului,
Dumnezeu îi va înălța pe cei mm-hmm. care au avut parte numai de dureri da. și suferință în această da. Viață. Sunt da. Mulți care au fost bolnavi toată viața lor și au fost smeriți. Da. Și așa au sfârșit-o. Mm-hmm. Dumnezeu îi va înălța la vremea lui. Aceea este înălțarea tuturor înălțărilor. Deci acolo... Dar uitați-vă la vremea aceasta care a precedat înălțarea lui David ca împărat pe tron. Uitați-vă la vremea aceea. Ani de zile îl aleargă ca pe un purice, așa spune el, ce sunt ca un purice, sar într-o parte, sar într-alta. Spaima și groaza pe el nu poate să închidă ochii nicio noapte, oricând poate să fie urmărit. Au intrat într-o peșteră să doarmă, când dormeau acolo a intrat peste ei Saul cu armata, deci era clar, moartea era chiar peste ei acolo. De ce a trebuit lui David atâția ani de alergătură din asta? Nu obosești la un moment dat, ce zici? Nu ți ajunge, nu te saturi să te alerge atâta timp, nu se mai termină, nu se mai vindecă rana mea, spune Ieremia. După ce Dumnezeu a văzut că s-a curățit în toți anii aceia, îndeajuns de eul lui, de mândria lui și este pregătit să fie încoronat, abia atunci a venit momentul când Domnul a spus stop prigonirii lui Saul, s-a încheiat școala pentru David, s-a încheiat mâna cea tare a lui Dumnezeu și zmerirea, el s-a zmerit sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Mă gândesc că dacă mai dura școala un pic mai mult, parcă mai bine era, cred eu, să mai fi durat un pic. El zicea că e prea mult, dar dacă mai dura puțin, poate mai bine cred că era. Dar să mergem puțin mai departe, fiți streși și vegheați. În ce direcție? Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Diavolul dă târcoale ca un leu ca să nu arunci îngrijorările tale asupra Domnului, ci să umbli tu cu ele în spinare. Pe tine să te apese, pe tine să te chinuie, tu să fii acela, să fii ca unul care n-ai niciun Dumnezeu. Și să gemi sub greutățile astea cumplite și să ajungi să hulești pe Dumnezeu. Aruncați asupra lui, fiindcă fiți atenți, dă cineva târcoale ca un leu care vrea să vă facă să nu aruncați asupra lui îngrijorările voastre și să nu credeți în faptul că el însuși îngrijește de voi. Există vreo soluție? Împotriviți-vă lui tari în credință. Despre aceasta chiar s-a menționat înainte, sora Dorina ne-a spus, împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Cred că acele suferințe din viața noastră pentru care noi ne văicărim uneori sau chiar ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, cred că dacă am sta în fața altora care trec prin încercări nu ca acestea, sau dacă alții care trec prin acele încercări s-ar uita la ale noastre, cred că ar încrucișa mâinile și ar spune și consider că asta este o încercare, nu ți-e rușine puțin așa? Ia uite-te puțin la oamenii ăștia. Asta e încercare pentru tine, deci. Da, e încercare că, cine știe, n-a cursat pe 5 minute sau s-a oprit curentul un minut sau n-a venit autobuzul la secundă, știți, a mai durat puțin și vai ce câte încercări mai sunt în viața asta. Iar alți oameni au mers până când li s-au lipit tălpile de bocanci, altora le-a înghețat mâinile și le-a căzut degetele de la mâini sau le-a înghețat picioarele și le-a căzut degetele și noi ne văităm, vai, nu avem răbdare, începem să batem din picior cum se întârzie câteva secunde. Chiar la biserică aici, vai, când dacă se depășește puțin timpul să vezi frământare. Dar dacă se depășește la film, n-am văzut, nu pleacă nimeni de la film de acolo. N-am văzut să iasă vreunui dinainte sau de la meci. Dacă sunt prelungiri la meci, n-am văzut să zică toți, nu, fraților, n-ați terminat meciul la timp, noi am plecat acasă. Ați văzut pe vreunul plecând de la prelungiri? Nici poveste de așa ceva. Dar ia să se prelungească aici la adunare și să vedeți ce repede sunt taxate și remarcate. Chiar să lăuda un bătrân cu o bătrână. Mie, când am fost 12 fix, eu am fost afară. Deștept, domne, zic. Bravo, ai fost tare, zic. Foarte frumos. Să ții te-ți de treaba asta bine de tot, așa? Da, zic, când e vorba să te duci la... Că el era cu golful, el, știi? Când e vorba să te duci la golf... Acolo să nu ții, iei ceasul cu tine. Nu, n-am ceas cu mine, când mă la golf, n-am ceas. Dar la biserică am ceasul. Acolo unde era vorba despre sufletul tău. Nu spun că trebuie să fim niște lăbărțați acum și niște abuzatori care să abuzăm de timpul oamenilor sau de asta. Dar spun că există o formă de încercare și de zmerire în toate aceste lucruri. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe
ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Când ne vom uita la suferințele noastre de la capătul celălalt al tunelului, vom constata că în spatele multora dintre ele am stat chiar noi înșine. Biblia spune, tu singur te străpungi cu fără de legea ta. Lipsa noastră de atenție, lipsa noastră de grijă, lipsa noastră de planificare, lipsa noastră de înțelepciune, nu, lipsa noastră de a învăța lecția bine, ce am de făcut. Oh, de-abia după ce am picat în baltă, atunci îmi dau seama, trebuia să fac așa sau pe dincolo. Multe dintre aceste lucruri ni le-am provocat singuri. Atunci ni se deschid ochii și ne dăm seama, vezi, dacă aș fi ascultat glasul lui Dumnezeu când mi-a spus, nu o lua pe drumul acesta. Da, am zis că dacă a luat-o ăla, merg și eu tot pe aici, așa a luat-o un altul și la fel mai departe. În multe din aceste lucruri trebuie să ne smerim și de multe ori forma noastră de smerire are și ea nevoie de o altă smerire. Trebuie să ne pocăim de pocăința noastră în anumite împrejurări. Aș vrea să închei citind câteva, o mică meditație pe care am cules-o. Viața m-a învățat că lumea este amabilă numai dacă eu sunt amabil. Pentru un om care nu e amabil, nimeni nu e amabil pe lumea asta. No. M-a învățat că persoanele sunt triste în jurul meu, fiindcă eu sunt trist. De acolo vine. Normal că dacă ai lentila asta la ochi, tot ce se vede. M-a învățat viața că toți oamenii sunt răi dacă eu îi urăsc. Absolut toți. Viața m-a învățat că există fețe zâmbitoare dacă încep eu cel din tâi să zâmbesc. Viața m-a învățat că există fețe amărâte dacă eu sunt amărât. Că lumea este fericită dacă și eu sunt fericit. Că lumea se supără dacă eu mă supăr. Că există persoane recunoscătoare dacă eu sunt recunoscător. Viața este ca o oglindă. Dacă zâmbesc, oglinda îmi întoarce zâmbetul. Atitudinea pe care o am în fața vieții este aceeași pe care viața o va lua față de mine. Este unul singur căruia această regulă nu-i corespunde. El a făcut bine și s-a întors cu rău. Și toți cei care trec prin experiența aceasta calcă pe urmele lui. Dar sunt nenumărate lucruri în viața noastră la care ar trebui să ne gândim în mod serios, care depind de nimeni altul din afara noastră, ci doar de noi înșine. Și aș vrea să încheiem cuvântul din această seară, înainte de rugăciunea noastră, cu ceea ce Petru a citat mai devreme, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. O să formăm mici grupe de rugăciuni și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne rugăm pentru aceste lucruri despre care am învățat în seara aceasta.